Sănătate, oameni buni și provocarea de săptămâna aceasta sună în felul următor. Pe care din aceste patru traiectorii conducătorul autoturismului verde are dreptul de a continua deplasarea? Și cum ne-am deprins deja, lăsați în comentarii o inimă de culoare a traiectoriei pe care o credeți că e corectă și până la sfârșitul săptămânii vom afla și răspunsul. Succes!